vai ce surpriză îmi faceți, o surpriză nemaipomenită. Păi este numărul de, la fundație este acolo pus numărul pe, și în contul respectiv faceți donația. Parcă este scris de băiatul meu ce și cum trebuie făcut cei care vor să ajute. Nu, parcă este scris așa ceva. Pot face donații în contul respectiv. Dacă nu am să mă interesez să vorbesc cu contabila și să văd exact cum se pot face aceste lucruri. Așa, niște formulare. Eu, uitați, am să vorbesc cu... Cu drag, îmi faceți o surpriză plăcută acum. Da, mă bucur mult că v-ați gândit la asta. Eu dețin numărul de telefon și îndată ce vorbesc, îl dau chiar contabilii să vă spună cum se face și... Da? Tocmai dânsa va rezolva problema asta cu foarte multă precizie, că știți despre ce este vorba. Eu nu știu decât să fac o lecție la matematică, chiar să fac o lecție de matematică, m-ați prins la... Da. Vă mulțumesc frumos și dacă mai găsiți binevoitori și oameni de aceștia care pot să pună numărul la... Mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet. Dar acum fac chestia asta, că am și o șansă mare acum. Bine, mulțumesc mult de tot. La revedere. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Acum ți-l și dau numărul de telefon, ca să mă uit eu. Și cu asta rugă pe mama să facă tot demersul, subiect respectiv, să facă toate povestea și noi știm să facem aici la matematică și trebuie să facem. Mama știe să facă acolo tot și trebuie pe partea aceea. Așa. Să văd cum s-a prins asta aici. Nu, că mă lași cu 10 minute, azi cu 5 acum, cu 10 minute ca să dau telefonul. Da. Ca să nu dă lecția să o fac fragmentul așa. Așadar, spuneam că este spectaculos, foarte interesant rămâne această idee de a face mai întâi simplificările toate care sunt cu putință. Da? Asta am ținut eu pe fragmente. Și acum, am văzut că adunarea despre care știm ce facem. Da. Nu? Domnitorul comun, toată povestea, descompune și s-a mulțit niște ce facem. Da. Hai să vedem cât facem părțile, a doua fracție. Am părțit la două fracție, prima cu a doua inversată. Și ne amintim de asta, da? Scriem chestia asta, deci... Da. Pentru a împărți două fracții, înmulțim prima cu a doua inversată. Înmulțim prima fracție cu a doua inversată. Așa că... Pentru a face, să spunem, împărțirea următoare. 3 pe 4 împărțit la 5 pe 16 este egal cu? Egal cu 3 supra 4 ori 16 supra 5. 16 pe 5. Și acum facem, vedem dacă se mai poate... Sigur că da. Simplifica. 4 cu 16 se... Și mai rămâne 4. 61. Și acolo 1 și... 3 ori 4, 12 și 5. Asta este rezultatul, 12 pe 5. Deci e foarte simplu să facem și împărțirea în două fracții. Știm acum toate operațiile. Da? Deci, la operații cu fracții. Și acolo. La adunare și scădere. Știm. Avem aici toate lucrurile pus la. Deci, cum îmi pune numitor, Înmulțire. Știm. Ce? Numărătorii vrei. Între ei. Și și numitorii între ei. Deci numărătorii între ei, numitorii între ei. Dăm și modelul. Adică 3 pe 4 ori 5 pe 2. 3 ori 5, 15, nu se mai face simplificativ. 4 pe 8. Și împărțirea? Și împărțirea. Prima cuadrată inversată. Ce te rog eu acum? Având noi toată lecția asta făcută așa cu multe atenție, tu reiei încă o dată toată partea asta teoretică. Vezi așa și tu te duci la fracții și începi cu operație cu fracții. Există un capitol. Așa, cu operație cu fracții. Și te apuci de operație cu fracții cu multe grijă și începi să lucrezi acolo, da? Așa. Te găsești că sunt și cu instituții, vezi aici? Uite aici. Așa, așa, așa. Și asta îmi lucrez pentru mâine, da? Și cu cât mai multe... Și ceva care nici am dat, spui, uite, asta nu mi-a mers, nu m-am descurcat. Da, și periodice. Da, periodice, ai tot ce trebuie. Pentru că am pus acum partea teoretică, atât pentru tine, cât și pentru prietenii noștri, încât acum vă reamintesc cu foarte multă siguranță. La revedere, dragilor! Ne curând! Și vă dați like și vă... Stai, știu, păi, Ștefan, în timpul vieții am uitat să spun asta. Când am zis, punctați asta, punctați asta. Da, trebuie. Mai ne îndevenim, nu? Da. Like și share, dragilor!